Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit la un nou episod de Roblox. Astăzi nu știu exact ce ne jucăm, tot apare recomandat de jocul ăsta, șansă. Ha, mă, să îl încercăm, să vedem ce știe să facă. Se numește Block Smash Simulator. De asemenea, jocul aveți în descriere. Înainte să începem, nu uitați că aveți tot asemenea în descriere link de la Eneba, jocuri mai ieftine, Hellcase, Sony 10 pentru 30 de cenți. Nu știu dacă se mai dau cenții aia, dar aveți la depunere 10%. Bă, ce mai aveți în descriere? Aveți un Discord, dacă nu mergem scrieți un comentariu, vă dau Discordul separat eu, pentru că unor merge, unor nu, mai expiră link-ul, eu tot nu locuiesc, dar depinde când vedeți voi asta. Un like, un subscribe ajută extrem de mult. Să-mi scrieți în comentarii ce jocuri să mai jucăm pe Roblox sau ce jocuri să mai jucăm în general pe canal, ce v-ar plăcea vouă să vedeți și o să mă supun și o să jucăm ceea ce vă place și vouă, cât ce îmi place și mie. Hai să vedem ce reprezintă jocul ăsta. Welcome, start by getting some blocks. Ok, intrăm aici, bam, venim și dăm cu pumn în blocuri. Da. Ok, doar dăm click și facem foarte multe blocuri. Now build to get some wind. Deci facem blocuri cu care cumpără, cu care construim. Ok, asta ce? Aici avem teleportul. Aici, din păcate, nu avem, că nu suntem în grup nici în ăla. Ăsta ce ne dă? Daily possibility nu mă interesează neapărat. Tutorial, avem un spin win, că mi l-a dat la început. Hai să dăm de roata asta, să vedem. Mamă, cât de tare dă. Bă, sper să n-aibă copyright muzica. Or 1, 38. Am luat un gem, cred că, nu? Da, avem un gem. Hai să mergem să construim, să vedem cum... Au. Deci în funcție de câte... Wait, what? Hai să facem 600. Ok, construiește automat. Dacă mai merg o dată și dau eu click-uri, că am văzut că pot să... Cred că pot să pun mai repede, nu sunt exact sigur. În primul rând aș vrea să dau muzica o țără mai încet, pentru că se aude... Bă, dar stai, mă, că pot să dau eu din căști. Cred că la voi pot să o las așa, pentru că se aude destul de ok. Bun. Hai să testăm puțin ce reprezintă meniul după ce deschidem și oul acesta. Bun. Am luat un beer. Necă un bear, nu bear. Beer, că bine înseamnă bere. Doi urși. Hai să mai luăm încă unul. Mai putem? Hai încă unul. Să avem, cred că, 3 peturi. Da. Mulțumesc de 3 urși. Visul meu. Make sure to equip pet in the pet menu. Pet menu. Equip best. 3 din 3. Da, puteți să că 3 putem echipa. Bun. Hai să vedem ce reprezintă asta. Deci avem sus blocurile, win-urile și gemurile. Clasic. Avem season 1. Ok. Trebuie să cumpărăm pesul, ca să zicem așa. Și facem niște chestii, avem quest-uri și reward-uri. Ok. Și premium ne costă 400 de bobuxi. La shop avem niște ouă, ori 2 win-uri, ori 2 blocuri, ori 8 hatch, ori 3 OP click, easy shiny, auto hatch, auto rebirth. Irelevante, sincer, asta. Nu mi se par ceva wow. Avem un rebirth la 15 win-uri, gadget-uri. Noi nu avem nici unul. Ok, peturi avem. Invite aici, invităm prieteni. Aici să cumpărăm, pentru că na, clasic. Uite, aici avem la daily, dacă intrăm zilnic primim chestii. Aici avem premiu, noi nu avem pentru că mi-a expirat și nu-l mai cumpăr. Nu știu ce e asta, dar am luat un gem, cred că de fiecare dată am luat un gem. Cred. Avem și niște cadouri. Bam bam, niște win-uri, niște blocuri. Auto swing, auto build. Hai să dăm un auto build, ia. Ok. Și dacă apăs eu click, mergem puțin mai mult? Nu, mergem la fel de puțin. Bun, hai să-i dăm, să-l facă și pe ăsta, să mai luăm niște win-uri. O să vreau să dau rebirth, pentru că putem să îl dăm. Și noi dacă dăm pe auto-swing, a, super. Deci asta farmează automat și bănuiesc că o să trecem destul de repede la următoarea lume, să zicem așa.
Oare cât ne-au try to get 1.8k blocuri? A, deci 1.8k ne trebuie pentru a trece la următorul. Ok. Timp în care ce mai avem pe aici? Avem un buton care ne zice de update-uri. Update 1, update 2, update 3. Deci s-ar putea să fie un joc nou și acesta. Văd că au început să iasă jocuri de-astea mai... Auto-rebirth noi avem, this life trade on. Muzica e clasică. Hide your pet off. Hide other pet, o să-l dăm pe off. Ok. Hai să... Ah, ok, trebuie neapărat să opresc. Update hammer. Oh. Deci de-aia vrut să facem 1.8. Ok. Ok, are sens, are sens. Și acum luăm, câte luăm? Luăm câte 55. Că e 5 ori 3 ori 3 ori 3. Nu 5 ori 3, 15 ori 3. Da, nu prea am dat totuși, dar e ok. 5 ori, cât ar veni? 5 ori 9? 45, tot nu are sens. Da, nu știu. Hai să dăm, să oprim ăsta, să vedem dacă trecem pe la următorul nivel. Hai să dăm noi click să mergem, meargă puțin mai repede. Doar 33% cu toate blocurile astea. Wow. Facem totuși 11 win-uri pe ăsta. La câte următorul nivel? La 60. Ouă, care sunt următoarele? La 50 și la 125. Aha. Hai să mai spargem aici până la un 7k blocuri. Și după care mai mergem să mai deschidem niște ouă de alea mai puternice. Aș vrea unul de 50, poate, poate. De asemenea, bă, cred că ne-ar fi ajutat foarte mult ori 2 win și ori 2 blocks. Un 600 de bobux așa să plece din partea noastră. Dar nu o să pleci pentru că am mai zis, noi o să încercăm să fim free to play. Să vedem unde putem ajunge gratis în jocurile astea unde te necesită banul gros. 44% cu 6000. E ok, măcar mai farmăm câteva win-uri, câte 17 win-uri per d-asta. Avem 60. Hai să deschidem un d-asta. Dăm ceva, mi-a dat un tag. Bă, dar numai ăștia cu 58 pică, mă. Pet, echip best. Măcar ori 6,7. Ceea ce însemna că acum noi facem, bam, câte 75. Bun, 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 câte 75. Cred că pot să cumpăr următorul hammer. Hai să, da. Deci trebuie neapărat să-l opresc ăla așa. Pot să-l iau chiar pe ăsta cu 12 și chiar pe ăsta o să-l și iau. Autoswing. Și luăm câte 200 aproape. Bun, mult mai bine acum. Mult mai bine cu 200, facem mult mai repede bani. Dacă cu 6-7 ca cât am avut acolo facem 44%, cred că cu un 20k ar trebui să îl terminăm. Hai să facem rapid un 20k, suntem la 15k, 16k, 17k, bam, 3, 4, 5, cu una 18, 3, 4, 5, 6 și cu una 19, 4, 5, 6 și cu una 20. Auto și ori, hai. Deci acum ar trebui să trecem, o să dăm și noi click-uri să meargă puțin mai repede. Ia să dacă avem dreptate, nu avem dreptate. Suntem atât de aproape. Cred că un 25, auto off. Unde prea târziu. Nu e problemă, mai facem niște win-uri, mai deschidem un pedal puternic. Câte win-uri facem acum? 20, 30, 36. Hai să mai dăm, dăm așa. Hai să mai facem câteva win-uri. Ne-ar mai trebui, aș vrea să dăm un rebirth neapărat și să deschidem cât mai multe ouă. Deci noi acum putem să mai deschidem încă două și aș vrea și un rebirth. 50 cu 50, 100 și ne trebuie 60, încă 60 ne mai trebuie. Deci practic ăsta și încă un drum și am făcut easy peasy. O să dau eu click, cred că merge puțin mai repede, așa-i? Da. 36 și încă o dată, bam, 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 bam. Ori 5, ori 1, ori 5, ori 7, ori 5, ori 2. Bam, bun. Hai să deschidem repede, două ouă, bă. Bam. Bă, dar dă bă și altceva în afară tărața asta, mă. Bă, ca pe... Goat, mi-a picat Mesti. Dăm și rebirth. Peturi, au echip bet și avem ori 8,96767. Ar fi tare rău acum. Autoswing, hai să vedem. Câte 335, deja aproape am dublat suma.
Bine, mai trebuia un 25 să dublăm suma, dar ce drept facem foarte, foarte repede punctele. Facem un 25 de K, ne vedem cu 25 de K și trecem podul. Am zis că facem 25, am făcut 29. Hai să vedem dacă cu 29 de ca trecem mai departe. Bam 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 bam. Hai! Nu pot să cred că n-ajungem, ne mai trebuie, bă. Wow! Wow, wow, wow. Deci nici cu 29 de mii nu trecem. Poate cu 35 de mii? Am băgat totuși încă 6K de blocuri în plus. Hai să vedem. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Am trecut. Superb. Nu vreau auto build în continuare. Ce avem pe aici? Upgrade hammer. 800 de K. Și eu nu mai pot să mă întorc înapoi decât cu ăla, nu, 2.6K. Wow. Hai să vedem aici un auto build cât îmi face ea. Wow, dar vezi că facem unul bine cu ce avem noi aici. 1.3K? Păi deja suntem regi cu 35K aici. Cât era acolo? 2.6O1. Asta ar însemna un... mi-mi trebuie 5 ouă. 3 ouă de fapt aș vrea să deschid. Și ar veni un 7.8 ar veni. Deci încă unul, adică... Hai! 1.1, auto build off. Merge, deschidem. Sau care era celălalt? 13. Da, trebuie să-l deschidem neapărat pe ăsta, că nu se poate altfel. Mi-ar plăcea totul să nu mai îndea vaca aia. Mulțumesc, măcar mi-a dat oaia. Dă-mi și mie chicken-ul ăla. Nu cred că mușcă. Mulțumesc, mulțumesc. 19, 14, 14. Stăm bine, stăm bine. Dă-mi și noi înăuntru aici, bam, câte 3K per de-asta. Rupem. 700 de K ne costă următorul, aș vrea totuși, ce este aici? Au, îl deschid, ha mă, să deschidem, ce? Lucky Clover, ce este asta? Ok. Super Sneakers, avem viteză mai mare, dar nu prea pare. Shiny Pet. A, am înțeles. Nu cred că s-a făcut nimic. Hai să vedem și rațele astea. Dar nu știu ce am crezut eu acolo că se face. Magic Island. A, event. A, dar noi degeaba mergem la event pentru că nu putem să accesăm eventul. Bun, aș fi vrut de aici să iau ultimul de ăsta. Pentru că e mai ok așa. Și aș vrea să deschid și un de ăsta, să văd ce poate să pice, gen, ce putere are, la ea mă refer. Pet, ori 10, da, deci, practic, dacă l-aș lua pe ăsta, ar avea o putere mare. Dar nu prea avem cum să ajungem la el. Nu cred că avem spinuri, așa mai avem? Nu mai avem, de bineînțeles. Avem aici ceva ready, un de ăsta și cam atâta. Event. Ten game, Swinghammer. Ok. Puteți să mai dăm un reward, da. Da, mulțumesc, vă rog. Și vreau să mă duc înapoi. Nu e, mă, un auto, trebuie, uite-am aici asta. Bun, ca să nu mai trească să mă duc mereu la balon, să întoarce-te de la balon, să... A, mă, de aici un auto swing. 3.3K, puțin mai mult decât 3K-ul ăla, dar... O să farmăm noi câteva win-uri bune, 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 rău aici. 13K. O să încercăm să farmăm și rebirth-urile. Ne ajută cei drept și astea. 240. Cred că cu ce avem, hai să facem 200 și cu 200 ce facem dăm doar rebirth-uri. Văd că se fac destul de repede, deci... Bam, bam. A plecat băiatul să facă. Câte win-uri facem? Hore!
O, 1.3K, tot atâta, oa? Nu ajungem la 20, bă. Wow. Hai mai facem de două ore asta și încă una. Dăm noi auto build-off. Să mai facem noi așa la mișto una. Și cu asta dăm rebirth-ul, să vedem câte putem da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aproape 8 rebirth-uri. Băi, ok, hai să vedem cât facem acum. Din 3.3 facem 5.1. Deci automat am aproximativ dublat. Mai avem aici un cadou, nu știu ce e asta. Claim reward. Și cam atâta, nimica pe aici, wow, să zicem așa. Mă, jocul nu e rău, jocul chiar e interesant. Bănuiesc că se repetă în continuare și tot așa până la lumea 8 sau câte erau acolo în total. Devenim din ce în ce mai puternici, clasic. Ia să vedem că cu 300 facem ceva. Cu 200 n-am făcut, poate cu 300 facem mai mult. Nu, tot atâta facem. Deci în mare parte jocul se repetă. Nu e ceva inovativ, gen la modul faia, du-te, schimbă, învârte, nu știu, construiește sau așa. Doar avansezi, cumperi hammer-uri, deschizi o, devii mai puternic, să zicem așa, în spargerea cuburilor. Și hai să vedem acum dacă facem cu 500 de ca. Nu facem, mă, mamă. Dar cât ne trebuie, mă, milionul? Mai putem să dăm câteva rebirth-uri, dar mai ținem puțin. Ce asta e? Ce era aici, o steluță? Ce asta? Păi și? Upgrade-uri. Cum fac rost de steluțele astea? Da, nu știu cum o facem. Ne apropiem de milion aproape. Hai să vedem dacă cu 900 facem ceva. Pam, 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 pam. Poate cu 900 să facem și noi mai multe win-uri? Haide! Nu, tot 1.3. Te doare capul, mă. Oare fac eu ceva greșit? Oare îmi trebuie altceva? Nici nu pare că mă mișc mai mult. Hai să vedem, poate cu 1 milion. Dacă noi făceam cu 30 de dalea un ca win-uri, cu 30 parcă făceam, nu? Un ca 1.300. Asta ar însemna că cu 1 milion ar trebui să decolăm pe aici. Nu, tot 1.3. Interesant. E ceva pe aici ce ar trebui eu să fac? Nu. Traveler upgrade hammer. A, mă, să-i dăm upgrade. Ok. Ia, și acum dacă mai farmăm câteva win-uri pentru a lua un pet de la mai OP, merită oare sau nu merită? Aș putea pur și simplu să dau aici auto, să stau de 10-15 ori să facem peturi de alea mai puternice cu 13K. Uite, acum putem să luăm avea 1. Mi-ar fi plăcut să luăm mai multe, sincer, dar nici nu știu ce să zic. Să dau rebirth-uri în continuu. 13 cu 13, 26. Hai că stau eu pe cap până la 26 de K. Și ne vedem cu ouăle. Aparent am stat puțin mai mult afecat decât trebuie. Mie îmi convine. Adică putem deschidem care e următorul? 65.000. Da, nu o să putem deschidem pe ăsta. Dar putem deschidem în schimb 3 de-astea. Un hog de 12%. Bun, măcar nu ne-a mai dat basic cu banii pe care. Ok. Și acum ar trebui să vină banii, nu? Bun! Mamă, ce bine a dat-o, ce bine au dat din ouăle astea. Hai să le și echipăm, echip best. 38, 25, 25. Practic am aproximativ dublat și cu pigul aproape am triplat. Hai să vedem cât face acum autoswing-ul. 14K. Rupem cu 14K. Totuși nu înțeleg cum pot să fac mai multe win-uri. Ce ar trebui să fac? Mai multe rebirth-uri sau care-i faza? Uite, vedem că Kevin se duce. Unde e Kevin? Are 20 de milioane de blocuri. Mie mi-ar plăcea să ajung măcar la un 200, știți? Adică aia bine că m-a mai dat odată autobil. Hai să mai dăm niște rebirth-uri de-astea. 3.8.
Și acum dacă doar sparg aici de două ori, îmi face același 10%? Da. Deci eu pur și simplu doar farmez rebirth-uri momentan, că altceva n-am, n-am ce face. Are cu ce să facă? Bro, fac cu 0 blocuri. What? Amen, ok, adică nu mă deranjează sau ceva. Și aici doar stăm și farmăm rebirth-uri cu 0 blocuri. Totuși nu înțeleg cum fac steluțele astea de aici. Vedem că avem ceva ready de aici. Am luat un 1.1 milioane. Bă, le-am cam luat degeaba, sincer. Hai să mai strângem pe cam să facem vreo 2-3 milioane, nu știu. Ce avem? Ce au ăștia pe aici? 20 de milioane are Kevin, 197, 1T, 1.4 eu. Da, nu prea avantaj. Season 9 n-avem ce căuta. O să mergem imediat și la eveniment să vedem ce e acolo. Vreau să fac măcar 2 milioane, văd dacă face ceva. Dacă nu, mergem la eveniment. Hai să vedem dacă... $1.7K, vedeți că cu 2 milioane ne crește. Dar nu ne apropiem de 20% totuși. Suntem acolo, dar nu în grafic. Deci ne mai trebuie. Totuși 1.7 suntem ok. Hai să mergem puțin și la eveniment. Bam. Stai. Nu este eveniment, așa e? Eu pur și simplu doar stau în joc și... Nu autobuild. Da, nu-mi scrie nimeni nicăieri telefon. Ba nu, ba da, stai. Travel. Aici, Magic Island. Gata. Am uitat că putem să-mi teleport aici. Hai să vedem ce înseamnă și evenimentul ăsta. Auto. Vedem că ni se pune tot aici, deci tot stilul ăla facem. Ok. Facem câte 19K, auto win. Nu avem. Ce e aici? Ne costă 20 insert rainbow pet. Că nu am. Collect magic. Și magicul ăla unde? Adică eu colectez câte unul, dar unde se bagă magicul ăla? Acolo, cred că de aici e ultima zonă. Îmi place că e făcut așa, cu baloane care zboară. N-arată rău. Jocul e interesant. Îl recomand, cine vrea să-l joace, e acolo. Îl aveți în descriere, bineînțeles, numele jocului. Ne apropiem de 5 milioane aproape. Cred că facem 5 și mergem să vedem până unde putem ajunge cu astea 5. Cu 20 nici Kevin n-a reușit să treacă, deci o să farmăm, cred că, mai mult rebirth-uri după. Facem și noi vreo 100 de K de winner, după care băgăm în rebirth-uri. 5 milioane, autobill nu avem, o să dăm teleport înapoi pe lumea a doua, pentru că ne zice asta la Farm World, wow! Și o să dăm autobill. Hai! Bă, 4K per ăsta... Cred că aș putea să țin să iau următoarele ouă, care sunt 60 de K. Asta ar însemna să stau pe cal de vreo 30-40 de ori aici. Cam așa ar fi. Deci de 30 de ori clar, hai spre 40 rotund. Să vin să stau așa pur și simplu pe cal. Sau să mai farmez rebirth-uri. Dar cred că mai degrabă stau, strângem de ouă și după care strângem de rebirth-uri. Cred că asta ar fi cel mai bun plan, să zicem așa. Știu că stau puțin mai într-o parte în webcam-ul ăsta, dar mi-e ciudat să stau așa și... Așa că... Obișnuit am bradul aici. Brad care nu mai e, din păcate. A trebuit să-l strâng. Aia e. Ce să facem? Noi să fim sănătoși. Da, la eveniment doar avem de stat AFK. De 25 de minute sau să spargem blocuri și primim de-astea de aici. Da, nu prea pare așa wow. Avem șansă de 2% să luăm ori 2 blocuri.
Sunt curios cât mi-ar trebui pentru zona cealaltă. Dacă noi cu 5 milioane abia suntem aici la 20%, păi nouă ne trebuie cam... nu știu cât ar veni. Încă de 4 ori, încă de 5 ori, deci 25 spre 30 de milioane, cam ăla ar fi. Că eu la 10% ajung și cu 0 blocuri, adică despre ce vorbim aici? Hai să deschidem un nou de la puternic. După ce facem și asta, bineînțeles. Hai să deschidem un nou de 60 de ca un butterfly de ăsta. Ce mi-ar plăcea mie de aici ar fi un prem de ăsta, hai. Mulțumesc. Dacă ăsta are 40 și ceva, bam. 31. Păi e slabă. Păi așa, dacă îmi pică hot dog-ii de ăștia, se acantera și mecheria. Da, o să stau să farmez aici win-uri. Mai băgăm vreo 3-4 de astea. Mai farmez de alea. Cam asta a fost jocul de astăzi, nu? Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul acela de like. Eu am fost Sony, care dansează aici pe fund. Da, îți dăm așa un stop. Data viitoare. Eu am fost Sony. Și până data viitoare, noi ne revedem cu siguranță la un nou pic, sigur, seara, fă un live. Pa, bă! Ăsta e refren ca la mine, nu găsi, nu se leagă de piesă, nu trebuie să-l gândiști. Vizic de două ori ca să vă captez atenția, că suntem în război și muzica e muniția. Ăsta e refren ca la mine, nu găsi, nu se leagă de piesă, nu trebuie să-l gândiști. Vizic de două ori ca să vă captez atenția, că suntem în război și muzica e muniția.